Cincinnati 911, what is the address for your emergency? Hello? În acea zi, Kyle Plush, de 16 ani, nu a supraviețuit. Pe 10 aprilie 2018, Kyle Plush, de 16 ani, și-a parcat automobilul la parcarea pentru cei din anul 2 la școala Seven Hill, în orașul Cincinnati. Automobilul său era un minivan auriu Honda Odyssey din anul 2004. După școală, el s-a întors în parcare pentru a-și lua echipamentul de tenis, care era în portbagajul automobilului. De pe camerele de luat vedere se vede cum la 15,5 el merge prin parcare și intră în automobilul său prin ușa din spate, din partea șoferului. El nu va mai ieși viu din mașină. Când Kyle a ajuns în automobil, el s-a plecat în genunchi pe bancheta din spate și s-a întins spre partea din spate pentru lucruri. Când a făcut-o, scaunul s-a întors și l-a prins între bancheta din spate și ușa portbagajului. Kyle s-a pomenit în capcană. El nu avea puteri să se miște și nici să miște scaunul sau corpul său. Lui era greu să respire. Scaunul care a căzut a creat presiune asupra pieptului său în jur de 40 de kilograme. Kyle, la ai 16 ani, avea o înălțime de 157 de centimetri și cântărea în jur de 50 de kilograme. La ora 15 și 12 minute, doi oameni merg spre sedanul roșu parcat la câteva mașini de cea a lui Kyle. Ei stau în partea din spate automobilului în jur de 20 de secunde. Înainte de a se așeza în el, cum poți să stai 20 de secunde, însă să nu auzi cum bate acel copil disperat? La 15 și 14 minute, sedanul roșu pleacă din parcare. În tot acest timp, Kyle totuși rămâne blocat în automobilul său. Kyle avea în buzunar un telefon mobil. Din cauza poziției sale, el pur și simplu fizic nu-l putea ajunge. El a utilizat aplicația Siri pentru a suna la 911, pur și simplu utilizând o comandă vocală. Aplicația Siri permite să utilizezi telefonul la distanță, prin comenzile vocale. Se activează spunând: "Hey Siri!" Utilizând aplicația Siri, Kyle reușește să sune la 911. Din cauza că telefonul său se află în buzunar, el nu poate auzi dispecerul. Dispecerul răspunde la apel. Sunetul era înăbușit. Kyle părea a fi departe de telefon. Dispecerul a încercat să ia legătura cu Kyle, însă el nu a răspuns la întrebare, din motiv că nu auzea nimic ce îl întreabă. Apelul a durat în jur de 3 minute. Vă avertizăm, următoarele secvențe vă pot afecta emoțional. Cincinnati 911. The Seven Hills what parking lot? I need help. Where are you? Hey Siri. Hello? I'm not. Hello? 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 Where are you? Hello? Where are you? Can you hear me? Yes. Where are you? I can't hear you. I'm in desperate need of help. What is the address? I'm in help. 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 I can't hear you. Where are you? Hello? I'm gonna die here. Where are you? Help!
În timpul primului sunet la 911 la 15 și 16 minute, alături de automobilul lui Kelly trece un om. La 15 și 19 minute, șoferul unui automobil gri parcat alături de automobilul lui Kelly se întoarce la mașina sa și pleacă. El la fel nu presupune că ceva nu e în regulă. La 15 și 21 de minute, doi oameni trec pe lângă minivanul lui Kelly și se așează în sedanul SUR care e parcat vis-a-vis, după care pleacă peste 2 minute. La locul faptei au fost trimiși doi ofițeri de poliție la 15 și 22 de minute. Ofițerilor, prin stație, li s-a comunicat următoarele. O problemă necunoscută, 5470, Red Bank Road, a sunat o femeie. Dispeceratul a auzit un strigăt feminin. Ajutor! M-am blocat în minivanul meu. Sunt la parcarea Seven Hills. Dispeceratul repetă că nu auzea persoana. După care, abonatul a pus receptorul. Adresa care i-a fost comunicată 5470 Red Bank Road se află alături de locul unde se afla minivanul lui Kelly și indică adresa lui corectă în parcare. Automobilul lui Kelly era parcat pe locul 12 din parcare, spre nord de la locație. Ofițerii de poliție au ajuns la destinație la 15:26 de minute. Au activat camerele, mâncau și ascultau muzică până când mergeau prin parcare căutând automobilul lui Kelly. După care ofițerii au deconectat camerele când înconjurau parcarea școlii. Oprirea camerelor video înainte de filmarea locului faptei a încălcat regulamentul orașului. Chiar dacă ei nu au analizat locul faptei, polițiștii au deconectat camerele video din cauza că au decis să nu mai caute minivanul. Ei au decis să nu caute prin secțiunea nordică unde se afla automobilul lui Kelly. 15:34, Kelly din nou utilizează aplicația Siri pe mobilul său și cu succes a sunat la 911. În timp ce polițiștii încă erau la fața locului, de această dată a răspuns un alt dispecer, pe nume Amber Smith. I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke. This is not a joke. I'm trapped inside my old Honda Odyssey van in the Southwood parking lot of Seven Hills Beth. Send officers immediately. I'm almost dead. Can you hear me? Hey Siri. I'm in a gold. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. All the blood. Hey Siri. Hey Siri.
Dispecerul Amber Smith, care a răspuns la al doilea apel, a spus anchetatorilor că nu l-a auzit pe Kelly pe fir. De aceea a activat funcția de teletype pentru a primi apeluri de la persoanele ce au deficiențe de auz. De aceea a scăzut sunetul persoanei ce suna cu 75%. După 3 minute, ea a pus receptorul și imediat a sunat înapoi. La sunet a răspuns mesageria vocală. Dispecerul a întrerupt apelul. În acea seară, părinții își făceau griji că Kelly nu s-a întors acasă de la școală. Aproape de ora 9 seara, membrii familiei i-a găsit corpul în mașină utilizând o aplicație pentru a determina locația iPhone-ului său. Kelly Plush a murit de asfixiere și compresii toracice fiind prins de scaun. În ancheta de judecată sunt indicate foarte multe greșeli pe care le-au făcut atât dispecerii cât și polițiștii care au venit la fața locului. A fost acuzat operatorul de urgență care a răspuns la primul apel al lui Kelly pentru că a ascuns informația despre locul unde el se afla anume. Se pretinde că al doilea apel la urgență a fost procesat ca unul silențios. La fel se spune că doi polițiști nu au căutat prin parcare precum trebuia, indiferent de faptul că aveau acces la instrumentul GPS și ei puteau găsi locul exact unde se află Kelly. La fel, polițiștii care au venit la fața locului au decis că apelul la urgență a fost o glumă. Toate aceste greșeli nu le-au permis polițiștilor să evalueze adecvat situația și să-l salveze pe Kelly. La ziua de azi, părinții încearcă să dea în judecată. Nimeni nu a fost anchetat sau judecat. Instanța va decide dacă procesul poate continua. Mama lui Kelly Plush până acum nu a auzit ultimele sale cuvinte. Hello. Prieteni, desigur că aceasta este o tragedie mare, dar nu avem ce face. Lucrurile deja s-au întâmplat. Putem doar să învățăm pe seama lor. Aveți grijă de voi și de cei apropiați. Pe curând!